găsit! Sunt Carmen Mandi și vă invit să urmăriți cele mai importante 5 știri din sport. Edi Iordănescu a postat primul mesaj pe rețelele sociale după intrarea în izolare, asta după ce s-a infectat cu COVID-19. Antrenorul celor de la FCSB este o variantă și pentru echipa națională, după ce Mirel Rădoia a anunțat că pleacă înainte de barajul pentru campionatul mondial din 2022. Iordănescu susține însă că sunt doar speculații momentan. Tehnicianul nu va sta pe bancă la următoarele două meciuri din Liga 1, pe care FCSB le va disputa împotriva celor de la Mioveni și Farul Constanța. Am încredere necondiționată în colegii mei care se ocupă de echipă, am încredere totală în băieți, în profesionalismul și valoarea lor. Sănătate maximă tuturor a fost postarea lui Edi Iordănescu. CFR Cluj continuă campania de achiziții. Ultimul jucător care se va alătura lotului campioanei fiind fundașul central de picior stâng, Wilfred Canon din Coasta de Fildeș. Acesta a mai jucat în trecut în România în sezonul 2013-2014 la Corona Brașov și Gloria Bistrița. La Bistrița primea atunci un salariu de 1000 de euro, iar acum va câștiga 15.000 de euro lunar în Gruia. La mai bine de 16 ani de la desfințarea Corvinului Hunedoara, actuala echipă de fotbal din localitate, aflată în Liga 3, va putea juca sub numele FC Corvinul Hunedoara. În 2005, echipa fusese eliminată din toate competițiile Federației Române de Fotbal. Corvinul Hunedoara a fost una dintre echipele de poveste din fotbalul românesc. În anii 1980, sub comanda lui Mircea Lucescu, s-a obținut cele mai mari performanțe din istoria sa, locul al treilea în campionat și calificarea în Cupa UEFA. Unul dintre artizanii renașterii Corvinului, impresarul Bogdan Apostu, a dezvăluit pentru ProSport când se va face oficial și schimbarea numelui actualei CS Hunedoara. Corvinul se întoarce oficial acasă. Asta este primul motiv care m-a făcut să mă implic în tot ceea ce înseamnă nou proiect fotbalistic al Hunedoarei și atunci când am ales să fac pasul ăsta, singurul considerent a fost acela că această echipă se poate numi în foarte scurt timp Corvinul. Lucru care s-a și întâmplat și vă mai pot spune o chestiune în premieră. Există posibilitatea chiar din această iarnă, în funcție de regulamentul FRF, să se schimbe denumirea în mod oficial, dar asta depinde doar de cei de la FRF și probabil că în următoarele săptămâni se va ști cu exactitate lucrul acesta. Simona Halep s-a întors în România după înfrângerea surprinzătoare din turul 3 al turneului de la Indian Wells. La capătul unor zboruri obositoare, cu o escală de 7 ore din America, Simona a fost așteptată de soțul ei, Tony Uruc. E greu după accidentare. Nu pot să spun că sunt mulțumită de ceea ce a fost acolo, dar sunt sănătoasă, nu am dureri și știam că va fi greu, știam că o să fie un sfârșit de an destul de greu. Sunt ok, sunt pozitivă și abia aștept să mă reîntorc pe teren la antrenament. E greu să joci Indian Wells în octombrie. Cum crezi, domnul Marcu, după atâta timp? Foarte bine, chiar mi-a plăcut foarte mult la acest turneu. Este o atmosferă plăcută, un om deosebit și mă simt bine cu el. Vorbeai de oboseală, în câteva zile pleci la Moscova. Prefer să vii acasă chiar și pentru o zi, două? Da, pentru că acolo e greu cu antrenamentele. Sunt două terenuri, două săli și nu este comod, mai ales cu restricțiile de acum. Am preferat să vin acasă două zile și să plec peste două zile. O lună aglomerată pentru tine. Am avut destul timp liber anul acesta. Mă bucur că sunt aptă să joc și da, voi juca Moscova și Cluj. Dinamo a plecat la Barcelona pentru meciul din etapa a patra din grupele Ligii Campionilor la handbal masculin. Elevii lui Xavi Pascual o înfruntă pentru prima dată în istorie pe multipla deținătoare a trofeului. Tehnicianul spaniol se întoarce acasă, unde a scris și el o însemnată parte din istoria Barcelonei. Cât a antrenat acolo, a câștigat de 3 ori Liga Campionilor și de 11 ori Campionatul Spaniei. Deși se anunță o misiune imposibilă, dinamoviștii speră la o minune. Este sport. Se poate întâmpla orice, putem să câștigăm, putem să facem egal, noi pentru asta mergem. Pentru mulți dintre noi, probabil este cel mai important meci de până acum cu cea mai bună echipă. Cred că sunt 6 ani sin perder un partid în Champions în casa și cred că ojalá fuera mañana, pero lo veo un poco difícil. Ojalá se pudiera dar una sorpresa mañana, pero hay que ser realistas, nuestras esperanzas pasan por hacer nosotros un partido excelente, sin errores, y que ellos no estén afortunados, y entonces a lo mejor tendríamos alguna oportunidad. Nos tenemos que tener en la cabeza que ellos son los campeones de Europa, que es el mejor equipo de Europa y que vamos a jugar en su casa además, ¿no? Con lo cual, desde luego, las casas de apuestas no nos van a poner como favoritos, eso seguro.
Acestea au fost știrile. Puteți urmări cele mai noi informații din sport pe site-ul nostru prosport.ro, pe Facebook și pe canalul nostru de YouTube. Până la următoarea noastră întâlnire, la revedere!